Înghesuiți ca sardelele în microbuz, așa au fost găsiți ieri după amiază mai mulți călători care circulau într-un microbuz pe raza localității Valea Mare. Polițiștii au descoperit că în vehicul erau cu 15 persoane mai mult față de numărul de locuri disponibile. Adică, în loc de 21 de călători, atât cât trebuia să fie, în mașină se aflau 36. Persoanele care călătoreau în picioare au fost puse de polițiști să coboare din microbuz. Cine e în picioare să coboare din mașină, am zis. Acolo, unde merg în partea aceea, vreau să facem, da? La o depărtare de câteva metri, unul de altul. Mi se pare normal că sunteți în microbuzul ăsta, cum circulați în microbuz? Nu, nu. De ce v-ați urcat? Haideți mai departe în partea cealaltă. Polițiștii le-au explicat oamenilor că se expun la un pericol uriaș de îmbolnăvire din cauza aglomerației. Vă expuneți la niște pericole inutile. Haideți. Cei 15 pasageri aflați în plus în microbuz și care au fost dați jos de poliție și-au continuat deplasarea cu alte mijloace de transport. Șoferul microbuzului, un bărbat de 44 de ani din comuna Schitu, a fost amendat de oamenii legii cu suma de 12.000 de lei.